Sunt Ana Maria Tice, astrolog, și vă prezint horoscopul săptămânii 29 mai, 4 iunie. Pe data de 4 iunie ne pregătim de o lună plină în semnul săgetătorului. Este o lună plină care ne cere să fim foarte atenți, mai ales la tot ce înseamnă autoritatea în viața noastră, la tot ce înseamnă discuția cu cei care reprezintă o autoritate și să fim mult mai categorici și mult mai atenți la semnele pe care divinitatea ni le arată. La univers, la tot ceea ce înseamnă anumite deplasări, mai ales în străinătate, și la acele circumstanțe care ne invită să fim mult mai vigilenți și la modul cum gestionăm și cum conducem mașina. Pentru nativii berbec, săptămâna este foarte interesantă, mai ales din punct de vedere profesional și mai ales îi invit să fie foarte atenți, mai ales în călătorii, în tot ceea ce înseamnă pentru ei călătorile la distanță sau discuțiile cu persoane aflate la distanță sau în străinătate, să fie foarte atenți la modul cum se raportează în viitor sau cum înțeleg o anumită situație, să fie mult mai deschiși pentru a înțelege ceea ce semne vin spre ei și cum pot să decurgă anumite situații într-un mod cât mai benefic sau nu, și să fie mult mai deschis, să poată să interpreteze tot ceea ce vine spre ei într-un mod cât mai profund. Pentru nativii Taur, săptămâna este foarte plină de semnale și ar spune să fie foarte atenți la modul în care își gestionează banii, resursele comune, pot fi anumite discuții împreună cu alții privind banii, resursele comune, și pot fi foarte atenți la tot ceea ce înseamnă anumite negocieri importante. De asemenea, să fie mai atenți la semnalele pe care corpul le dă, la sănătate și la modul cum își gestionează trăirile, să fie mult mai empatici și mai atenți la tot ceea ce înseamnă situații conflictuale sau momentul care poate închide o anumită situație emoțională. Pentru nativii gemeni sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în relație. Probabil că gemenii nu vor mai face un compromis împreună cu partenerii. Sunt foarte multe relații care ajung la un final sau parteneriate. Ei se sunt dezamăgiți de modul în care se raportează un partener la ei și atunci sunt foarte multe lucruri care necesită o reevaluare. Mai ales că întotdeauna casa 7 se referă și la relațiile 1-1 și cu ceilalți, neapărat cu partenerul. Pot apărea sau pot închide anumite relații de prietenie împreună cu alții sau se pot raporta la o situație din mai multe puncte de vedere și atunci trebuie să înțeleagă că toată această perioadă este una plină în care au nevoie să se raporteze într-un mod diferit la tot ceea ce reprezintă o autoritate sau o relație în viața lor. Pentru nativii rac, sunt foarte multe situații de rezolvat la locul de muncă, probabil că se simt dezamăgiți de o anumită situație sau de un anumit conflict sau au o anumită stare de sănătate care nu le permite să poată să își rezolve cât mai multe sarcini sau cât mai multe lucruri într-un mod în care se așteaptă de la ei. Se simt așa scurși energetic, au nevoie de reformulări sau de reeditări ale unor situații, trebuie să se raporteze în alt mod decât până acum la toată această situație care implică și o activitate și se simt foarte obosiți, au nevoie să poată să se odihnească și să-și încarce bateriile pentru a da randament. Pentru nativii leu sunt foarte multe lucruri de rezolvat împreună cu copiii acasă, au nevoie să se asculte, să fie mult mai intuitiv, să fie mult mai deschiși pentru a se înțelege pe ei și să se raporteze la situațiile din exterior într-un mod în care trebuie să fie mult mai atenți la ceea ce simt, să fie mult mai deschiși și mult mai intuitiv și mult mai conectați cu propria persoană, încât să poată să rezolve toate acele situații din interior, în funcție de starea emoțională și să poată să discearnă între toate acele situații în funcție de părerea proprie. Se cere foarte multă autenticitate de la acești nativi și să poată să rezolve acele situații care țin de iubire sau de copii. Pentru fecioare sunt foarte multe lucruri de rezolvat acasă, probabil că sunt foarte multe lucruri de pus în ordine, unele pot face curățenie la propriu, altele pot schimba o casă sau pot hotărâ că energia unei case nu mai este atât de benefice pentru ei. Sunt foarte multe lucruri care țin de
liniștea interioară, de echilibru, de găsirea unor surse care să le aducă succes și progres, adică atât legat de carieră cât și de partea aceasta emoțională. Și sunt foarte deschise să poată să se înțeleagă, să poată să facă pace cu ele și cu trecutul lor. Foarte multe au de închis o anumită asociere sau o anumită legătură împreună cu cineva din trecut. Pentru balanță se închid anumite aspecte care țin de un anumit contract, acte, contracte, poate expiră un document, poate e nevoie să plătească din nou o factură sau să poată să gândească că trebuie să regândească un act de comunicare împreună cu cineva sau să se exprime că nu mai sunt de acord cu o anumită părere într-un anumit moment al vieții lor, într-un proiect. Se gândesc că trebuie să reformuleze anumite cereri sau trebuie să pună altfel problema într-o discuție. Este nevoie de un nou mod de a gândi și de a vedea situația sau de a se raporta la o anumită situație, gândindu-se că cel mai eficient este să se bazeze pe discuțiile cu persoane care sunt învățate, erudite și care reprezintă o opinie din punctul lor de vedere într-un anumit sens și să nu se mai raporteze la anumite situații sau sfaturi date de anumite persoane care nu reprezintă nicio autoritate și care nu au cum să le dirigeze lor viața, să fie mult mai atente la ceea ce simt. Pentru nativii Scorpion sunt foarte multe lucruri care țin de puterea lor de sugestie, de tot ceea ce înseamnă unele plăți, deci poate să fie vorba și despre o amendă, să fie foarte atenți la amenzi, să fie foarte atenți la tot ceea ce înseamnă bani, cheltuieli, la cum se raportează la munca lor și la toate semnalele pe care organismul le transmite, mai ales ca sistem digestiv, să fie foarte atenți la tot ce înseamnă implicarea sau este vorba și de o investiție care să nu aducă un succes contat și să fie foarte atenți cum se raportează la tot ce înseamnă sistemul acesta de sistemul financiar, adică și banii care îi câștigă din muncă proprie, dar și banii care îi primesc și să fie mult mai echilibrați într-un sens în care această echilibrare să nu le prejudicieze și sănătatea. Pentru săgetători este o reformulare a întregii vieți, se simt foarte obosiți, foarte devitalizați, au nevoie de un suflu nou, au nevoie de valențe noi, atât în relații cât și pe plan partenerial, dar și profesional, au nevoie și de anumite investigații și atunci trebuie să se raporteze într-un mod diferit și la problemele de acasă, deoarece foarte mult se confruntă cu anumite probleme și trebuie să fie foarte responsabil și pentru alții și se pot simți foarte devitalizați, foarte obosiți, foarte încărcați emoțional și au nevoie de cineva care să le înțeleagă sufletul, să le înțeleagă așteptările și să îi sprijine în tot ceea ce întreprind și ceea ce vor să facă. Pentru nativii Capricorn sunt foarte multe lucruri neștiute, ascunse, care le pot descoperi, pot fi și secrete. De asemenea, la locul de muncă se pot certa cu cineva sau pot apărea anumite neconcordanțe. Să fie foarte atenți la cei cu care colaborează, cu care au de încheiat un business sau cu care discută într-un mod zilnic, frecvent, să poată să se raporteze într-un mod cât mai neobișnuit la rezolvarea unor aspecte din viața lor și să înțeleagă că toate aceste planuri pe care Universul le are cu el în continuare sunt mult mai bune decât ceea ce au gândit ei înainte. Sunt foarte multe schimbări, sunt foarte multe reformulări ale unor situații și pretenții, mai ales din punct de vedere profesional, pragmatic, dar și în ceea ce privește rutina proprie. Ei se gândesc foarte mult să se odihnească, să mediteze, să se însingureze, să găsească acele soluții benefice pentru ei. Pentru vărsător sunt foarte multe renunțări la unele planuri, ei nu mai vor să mai facă ce au făcut înainte sau se pot raporta într-un mod diferit, nu se mai bazează pe așteptările celorlalți și nu mai au nevoie de nicio confirmare, au nevoie de a face lucrurile într-un fel în care încât să renunțe la ceea ce nu le mai convine și să poată să aleagă un drum nou, să nu mai ezite atât de mult și să poată să se gândească că toate acele lucruri care le-au făcut până acum nu le mai fac plăcere. Atunci se pot gândi la un nou anturaj, la un nou grup de prieteni, la o nouă orientare în ceea ce privește meseria, menirea sau poate chiar și locul în care își desfășoară activitatea sau ceea ce le place și ceea ce nu le place. Ei fac o triere așa tuturor activităților și lucrurilor zilnice și ajung la concluzia că nu se mai regăsesc. Vor să facă lucrurile doar în felul lor și cu cine vor ei și nu se mai conectează atât de mult cu ceilalți, au nevoie să poată să se reconfirme.
și să poată să-și dea seama de valoarea proprie și de ceea ce înseamnă fiecare lucru în viața lor, atât persoana iubită cât și copilul, să poată să se ocupe și să găsească un compromis între toate acestea, încât să poată să fie mult mai eliberați și mult mai dornici de a putea să se gândească și la noi planuri de viitor. Pentru nativii pești este o reconfirmare a puterii proprii, sunt foarte multe lucruri de gestionat, mai ales în domeniul carierei. Are loc un schimb de idei foarte profitabil, se gândesc la o nouă perspectivă care are legătură cu munca, dar și cu misiunea lor, cu menirea lor. Se pot raporta într-un mod diferit și la ceea ce reprezintă o autoritate în viața lor și cum pot fi înțeleși de către aceasta sau ei să poată să înțeleagă pe cineva, și vor să găsească o situație de echilibru încât să nu mai iasă în pierdere nici acasă, dar nici profesional. Sunt foarte dispuși să încerce altfel să facă lucrurile și să-și găsească un alt, să se raporteze altfel, diferit, să poată să își găsească un nou suflu pentru a rezolva lucrurile de pe un alt, să facă un salt calitativ și să poată să rezolve lucrurile de pe o altă filieră, adică să se raporteze într-un mod total diferit încât să nu mai fie afectați nici emoțional, dar nici profesional. Este o balanță și este o dorință de a găsi o soluție cât mai eficientă pentru a se descărca emoțional și pentru a reflecta ceea ce cunosc ei ca o raportare la nivelul la care au ajuns și o maturizare, mai ales în ceea ce fac ca și misiune personală și ca eficiență în activitatea pe care o întreprind. Perioada este foarte eficientă pentru a înțelege și pentru a ne raporta într-un mod diferit la tot ceea ce înseamnă în viața noastră atât destinul cât și înțelegerea acestuia prin semnalele și semnele pe care ni le transmite. Vă invit să vă abonați și la canalul Wow News și vă doresc o săptămână cât mai eficientă.